Iată-mă din nou la drum, de data aceasta spre Delta Dunării, ținta fiind Chilia Veche. Poate că mi-este dor de drumul de piatră, drumul chinuitor până la Chilia Veche, însă acesta cu bune curele are farmecului. Odată ajuns acolo, parcă primești așa o recompensă pentru efortul depus. Cotele Dunării sunt scăzute și Dunărea continuă să fie în scădere pe următoarea săptămână. Temperatura apei este ridicată, așa că voi încerca un loc cu apă adâncă. Cam asta spune teoria, dar cum la Dunăre niciodată nu avem garanții, vom vedea ce se va întâmpla. Să sperăm că va fi totul bine și nu aveți decât să vă bucurați alături de mine de peisajele frumoase care urmează și de clipele frumoase pe care am de gând să le împărtășesc cu voi. Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Altacul. Sunt din nou, cu drag vă zic că sunt în Delta Dunării și sper să am o partidă minunată, pentru că este una fără niciun plan. Sunt alături de băieți de nota 10 pe care îi cunoașteți. Primul este acest băiat îndemânatic numit Andrei din echipa Pescuit la Dunăre. Salut. Pe care l-ați mai văzut pe filmele mele. La fel știți și pe Alex, i-am promis... Alex, am promis de anul trecut partida asta, da. Și m-am ținut de cuvânt, am livrat. Nu pe brațul tătar unde ai vrut tu, dar iată că suntem pe Chilia. Și Alex, avem însoții de Cristi, îl salutăm și pe Cristi. Salut, băieți. Pescar de nota 10, de la care avem ce învăța, nu-i așa, Cristi? Așa e. Așa. Și împreună vă urăm bun venit în dezordinea din tabăra noastră, specifică unei partide de pescuit care abia a început. N-am avut poate timp să punem totul la punct, cam asta este. Așa cum vă spuneam, suntem pe brațul Chilia și am făcut așa o introducere mai interactivă, mai dinamică. O să vorbim pe îndelete de ce am ales acest loc, vom vorbi despre ce ne-am propus sau nu, mai degrabă la ce sperăm, nu-i așa, Andrei, că nu ne-am propus mai nimic, ne-am propus doar să ne simțim bine. Sonarul pare promițător. Da. Să sperăm că vom avea activitate. Voi trebuie să rămâneți până la sfârșit alături de noi ca să ne simțim bine împreună. Așa cum v-am obișnuit, sper să fac treabă bună și am multe lucruri de prezentat. Este și un giveaway cu niște premii. O să fie interesant. De asta zic, rămâneți până la sfârșit. Opa, așa. Două bile tăiate pe jumătate. Cătălin e plecat la clonc și noi ne facem de cap. Un ciortan frumos. Mamă, ce apatici sunt. Dai acolo, dai frână mult. Dai frână. Mamă, ce era să-mi rup gâtul. Scuză-mă. Tot ciortana așa. Hai, ușor. Ia uite, nu l-ai adus avion, nu? Nu, cum a sărit din... Îți ia fir acum, nu? Da. Dar ce roșu frumos au pe ei, bă, băiatule, zici că-s din altă specie, jur. Zici că-s roșioare mari. Dar ce apatici sunt. Da. Opa, ce-i place lui cu două bile, a? Da. Să încă vrea porții mai mare de mâncare. Hai să oprești eu senzorul ca să ne înțelegem. Bravo, domnule. Ne pregătim pentru nădirea de seară și am zis că trebuie să reamintesc despre acest produs de la Rich Monkey care ajută la împărțirea, sau cum să spunem, Andrei, la spargerea, tăierea, cred că e cel mai bine. Băieții fac, Alex și cu Cristi fac, pregătesc cea 1 și eu cu Andrei nădirea de seară. Se încarcă toate aceste canale, să le numim așa. E vorba de Rich Monkey Ciopa, așa se numește. Vine pe mărimi? Da. Andrei are aici de 20, pentru boilusuri de 20, eu am pentru boilusuri de 26, adică pot tăia și boilusuri de 20 și de 24 cu ea. Aici avem o lamă pe centrul acestui dispozitiv, care intră
pe un canal aici și apoi trece prin bil. Apăsăm cu încredere că nu se întâmplă nimic și avem jumătăți. Consider că este foarte util. O să las un link în descriere, îl găsiți bineînțeles la Clomor Pescar. Atât pentru Dunăre, dar atenție, cât și pentru pescarii de baltă. Dacă vreți să nădiți, da. Păi, dacă vreți să folosiți pentru mixul de nădire, pentru nădirea cu racheta, pentru navă model, vreți să puneți jumătăți, nu mai stați să le luați cu cuțitul, este cu adevărat eficient, adică ai spor ca lume. Noi o să pregătim undeva la 4-5 kg probabil pentru nădirea de seară, pe care o vom face undeva la ora 8:30. Și sperăm ca în prima seară de pescuit să avem și noi puțin activitate. Pe zi ați văzut cam ce s-a întâmplat, Alex a câștigat brăilele cu doi ciortani la aceeași lansetă. E posibil ca acolo să fie o zonă fierbinte, să sperăm că vor intra și pești mai frumoși. Să comutăm și spre noi zonă fierbinte, nu da. Doar la el. Da. Cam asta este Rich Monkey Ciopa, încă o dată, link în descriere, îl găsiți la Clomar Pescar, consider că este foarte, foarte util pentru pescarii care îndrăgesc pescuitul la boilies. În ciuda faptului că nu pot să zic că am început partida excelent, nu avem cea mai mare activitate, era o vorbă cu prins nu prins nădești și voi face chestia asta. Avem aici boile sub altacul, absolut, vă așteptați toți, cred că n-am surprins pe nimeni. Dar e o nouă gamă de bird food cu aromă de usturoi de la Clomar Pescar. Am vorbit cu Claudiu înainte de plecare și mi-a zis să iau la mine câteva pungi să le testez. Sunt 15 kg, 3 pungi de boilies bird food cu aromă de usturoi pe care le avem și am băgat la lansete mix și căpșună și usturoi. O să vă țin la curent. Dacă se prezintă bine și dacă avem vreo trăsătură, vreun pește frumos la ele, o să vă anunțăm. Acum mă duc să nădesc puțin, nu foarte mult. Și am vrut să vă aduc în vedere acest boilies, care cel puțin cum l-am scos de pe cârlig, lucrează foarte bine, asta să fie clar, lucrează foarte bine, dă bine din ea, e ce trebuie. Să vedem dacă o și preferă ca aromă peștele din delta. Dar unde e minciogul? Aduce-mi minciogul ăla de acolo, e unul în stânga ta acolo, mare. Ai văzut? Cum e, Cătălin? Cum îl simți? Mare, îl cam aduc. Așa. Dar vezi că măcar a tras. Da, asta e altă schimbare față de zilele astea. Hai răbdare, hai răbdare. Acum. E mai frumos ca prima. Frumos. Două bile de 20, Cătălin, nu? De 20, Cătălin. Te
Dragii mei, în acest fragment vin către voi cu o recomandare puternică de produs, ceva ce nu trebuie să lipsească din trusa niciunui pescar, indiferent pe ce apă merge. Despre ce este vorba? Cu 3-4 partide în urmă, tot pe malul Dunării, am fost ciupit de o insectă, habar n-am ce a fost și chiar am avut câteva zile la rând mâncărimi aproape insuportabile, genul ăla de, nici fără să-ți dai seama, te freci cu piciorul de cearșaf când te pui noaptea în pat, cam așa de nasol a fost și credeți-mă că eu nu sunt o persoană sensibilă, când toată lumea se vaită de țânțari în jurul meu, eu stau mânecă scurtă și n-am nicio problemă, prietenii mei chiar vă pot confirma lucrurile astea și iată totuși că nu știu ce naiba m-a ciupit, dar nefiind o persoană sensibilă, chiar am avut ceva de suferit și atunci am vrut să caut un produs pe piață să văd ce pot să fac să scap de mâncărime până se vindecă locul ciupiturii. Și așa am ajuns la un produs oferit de către Urgo România. Cred că Urgo sunt deja arhicunoscuți, eu cel puțin îi știam dinainte de la plasturii pe care au pe piață. O să vorbim și despre asta, că mă rog, gama s-a dezvoltat între timp și chiar e un produs interesant și aici. Revenind la înțepătura mea de insecte, produsul în sine se numește Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. L-am cumpărat, l-am folosit extraordinar de eficient, ca să dăm așa niște repere foarte clare. Aveam mâncărime de nota 10, știți, de la pe o scară de la 1 la 10, la 10 mă mânca foarte, foarte tare. După ce am aplicat filmogelul, mi-a scăzut mâncărimea, să zic așa, la 3. N-a dispărut complet, dar am uitat efectiv de mâncărime. Adică am putut să-mi continui activitatea de zi cu zi ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Și atunci am zis că este foarte, foarte bun, foarte eficient și că trebuie să vi-l prezint și vouă pe îndelete. Între timp, cum am întrebat în stânga și în dreapta dacă mi se recomandă vreun astfel de produs și așa mai departe, am ajuns prin cineva să fiu contactat de cei de la Urgo România și când au auzit ce vreau să fac, că vreau oricum să fac acest review de produs și această recomandare de produs, s-au oferit și ei să ofere în cadrul acestui video pe canalul de YouTube Altacul un giveaway, să-l numim, da? Pun ei la bătaie 5 kituri, 5 seturi cu tot felul de soluții câștigătoare, așa, pentru diverse afecțiuni. Este vorba de gama completă a lor, Urgo Filmogel. Eu v-am spus, am folosit doar soluția pentru înțepături insecte. Kitul complet vine cu 1, 2, 3, 4, 5 soluții și cu niște bețigașe de aplicare. O să vorbim un pic mai târziu și despre cum se aplică și cum se folosește. Și ca să înțelegeți exact cum este premiul, avem așa, filmogel, Urgo filmogel pentru herpes, pentru afte, pentru bătături, pentru insecte, da? După mușcătura de insecte, după ciupitura de insecte și pentru unghii. Da? Asta este kitul complet. Pe ăsta îl punei la bătaie, noi vom pune o întrebare așa pe parcursul acestui episod la care voi va trebui să răspundeți în comentarii. Alegem la întâmplare 5 câștigători, voi mă veți contacta în privat și eu dau datele voastre celor de la Urgo România și ei vă vor trimite prin curier fără niciun cost cele 5 kituri. Revenind la filmogel, cel care pe mine m-a scăpat de mâncărime, așa cum vă spuneam, mi-am făcut temele să-l prezint pe îndelete. Filmogel este practic numele tehnologiei folosite, inovației de aici din soluția respectivă. Patentat în Franța, avem practic un pansament lichid. Asta face această soluție. Te scapă de mâncărime, așa cum vă spuneam, se creează așa ca o senzație de rece, o peliculă care se întărește ca, eu știu cum să vă zic, ca plasticul, așa, nu știu, nu-mi găsesc acum poate cea mai bună comparație. Se creează o peliculă care te protejează în zona respectivă, te scapă de mâncărime, nu mai poți fi ciupit în același loc, știți că am mai pățit-o și pe asta, mai ales voi cei care sunteți cei mai sensibili. Cred că vi s-a întâmplat să vă ciupească ceva în același loc de 2-3 ori sau ceva în genul ăsta. Ei, acum sunteți protejați pentru că pelicula asta puteți să o întindeți de acolo până acolo în jurul rănii sau ciupiturii. Un alt lucru foarte, foarte important, asta mi se pare, e că funcționează împotriva tuturor ciupiturilor. Deci vorbim de ciupitură de țânțari, de furnică, de păianjen, de tăun, de albină, de viespe. Cam aproape tot ce întâlnim și ne poate ciupi, purici de iarbă.
Cam tot ce ne poate ciupi pe malul Dunării. De asta am spus totuși că indiferent pe ce apă mergem, și la baltă găsim tot felul de insecte care ne pot ataca, dar mai ales pe Dunăre. Cam așa funcționează produsul, cam astea sunt proprietățile lui, cam asta este ce trebuie să spunem despre el. Să nu uităm să menționăm și un lucru, cred eu, foarte, foarte important, poate fi folosit chiar și pentru copiii de peste un an de zile. Adică, dacă luați cu voi copiii atât de mici la pescuit, ceea ce e foarte tare dacă aveți de gând să-i scoateți din casă, prietenul meu Alex, cu care chiar ați pescuit, ai scos, la cât, Alex? 4 luni. La 4 luni, oameni buni. Deci la 4 luni Alex era cu bebelușul pe baltă, da? Și așadar, peste un an de zile, cel puțin asta am citit eu pe prospect, se poate folosi cu succes împotriva mușcăturilor, da? Împotriva mâncărimii. Acestea fiind spuse, despre produs trebuie să știți că îl găsiți în farmacii și chiar am de gând să vorbesc cu Claudiu Popa de la Claumar Pescar să facă în așa fel încât cel puțin acest produs din gama asta Filmogel să fie băgat și în magazinul de pescuit Claumar Pescar. Pentru că până la urmă noi acolo ne facem cumpărăturile, acolo ne vin ideile astea despre ce ne-ar mai trebui prin geantă. Mai rar te duci în farmacie cu gândul de eu știu ce produse mi-ar trebui mie la pescuit. Și atunci chiar vreau să vorbesc cu Claudiu, sper să ajut cumva să intermediez această colaborare, pentru că e păcat. Încă o dată vă zic, mi se pare lipsit. Apropo, este foarte ieftin, da? Nu știu exact cu ce preț poate să ajungă și în magazinul Claumar Pescar, nu știu exact ce înțelegeri comerciale ar putea să fie, dar este un produs ieftin, îl căutați și îl veți găsi. Țin aici în mâna dreaptă aceste aplicatoare, să ne numim, o lopețică absolut mică, care probabil ne ajută la folosirea aceleiași sticluțe pe persoane diferite. Ca să nu dăm aici pe capac, el deja are o lopețică de aplicare, dar dacă îmi dau eu pe rana mea și vrei să mai dai și pe altă rană, e clar că nu e igienic. Bănuiesc că în acel caz se folosesc aceste aplicatoare care sunt aici sigilate, ai luat, ai folosit și o arunci. Cam asta e tot ce vreau să vă zic. Setul se va da la sfârșitul episodului, vom pune o întrebare pentru câștigător, setul se va da de către Urgo România, va fi trimis către voi, 5 astfel de premii. Eu bineînțeles că miercurea viitoare voi trage la sorți norocoșii, ați văzut cum procedăm aici pe canalul de YouTube Altacu și sper să vă prindă bine, sper că aveți încredere în mine și cred că știți că am mai făcut recomandări de produse și chiar și eu am spray-ul de țânțar, balistol, de care toată lumea a fost mulțumită. Asta e un simplu exemplu că se leagă tot de insecte. Trebuie să aveți încredere în mine și cu acest produs, pentru că este testat. De obicei nu prea recomand ce nu testez. Că prezint ceva ce ne-am testat e una, dar să recomand cu toată încrederea, nu prea recomand ce nu testez. Așadar, Filmogel, Urgo Filmogel, Post Insect Bites, scrie pe sticluță, adică după mușcătura de insectă, după înțepătura de insectă. Cinciar. Nu cinciar, dar e minim 4. 3 și ăsta. Ce frumos e. Ghiuleaua. Ghiuleaua. S-a dus peste aia, Cătălin. N-are nimic, o tai dacă trebuie. Păi nu, să mă duc eu acolo să-l iau? Nu, niciodată. Nu-l alergă. Eu-l controlez. Nu știu cum e agățat. Nici mă interesează cum e agățat. Agățat de aripă? Nu, uite. Ești pregătit?
ține camera. Pătrarie. Acum dacă mai strâng. Alex era să pice, uitați noroiul. Și bineînțeles că am băgat mâna în el cu unghii, ca să nu pice și am strâns bine, că aveam și eu camera, sunt cu adrenalina în dinți. Oh, ce frumusețe. Oh. Tot la inline, cătă. Asta e avantajul minciogului siliconic. Eu am mai zis-o, care dintre voi mă urmăriți de mult timp, știți ce cap de mincioc folosesc, este de la Team Feeder. Știți că crapul are acest spin care se agață foarte tare în minciogul textil. Și iată avantajul minciogului siliconic, imediat se desprinde. E pește. Adu-l, Micu. Uite-l în spate acolo. Bagă. A? Hai mă, dă-l în coacă, mă bag eu. La două bile de usturoi, nu? Da, primul pește la noua gamă de boile surclaumari, două bile de 24. Eu ambițios, el și mai ambițios. La două bile de 24, așa micuțe. Tot jos pe prag, ca să știți. Oameni buni, prietenul nostru Ovidiu n-a mai rezistat acasă când i-am spus că
că e bine și frumos și că are loc liber aici lângă noi. S-a suit în mașină și s-a hotărât să se alăture. Salut, Ovidiu! Cine mă urmărește de mult timp știe deja, îl cunoaște pe Ovidiu, acest Ford Ranger, portocaliu imbatabil. Acest Ranger. Și de ce fac acest fragmentel? Pentru că Ovidiu stă, s-a așezat cu tabăra în aval de noi. Este un loc foarte bun și aici, de fapt, na, asta spuneam, de asta a și venit, locul era liber, era în aval de noi, toată nada noastră este aici la Ovidiu și le-am dat și băieților o cameră, sper ca la noapte să aibă activitate și să ne bucurăm cu toții de niște drill-uri frumoase și pești frumoși. Andrei, ce faci, mă? Biștu? Vreau să zic că el zice așa, laudă că vai ce am nădit și așa și dacă nu prinde as la pescari, domne, nu că n-a ajuns nada la oricum noi. Amândoi sunt particulari, dar trecem. Ideea care este? Că acest loc va fi al lor. Un loc prea mic pentru noi. Noi am venit 4 persoane, ați văzut gașca mea și nu am fi încăput toți aici. Și atunci ne-am dus un pic mai în amonte. Ideea e că locul e bun. Nada noastră cu siguranță a venit până aici. Distanța dintre locuri este de vreo 60 de metri. Și chiar sunt șanse bune la pește și aici. Și atunci vor avea un GoPro, dacă vor prinde ceva și eu voi folosi ce filmează ei la montaj, ca să știți de ce și de unde, da? Deci avem, iată, un nou prieten lângă noi și mă bucur mult că a venit. Urmează să petrecem clipe frumoase de seară la grătar, că așa se face. Și, mă rog, cum vă ziceam și la începutul videoului, mi-am dorit mult să mă și relaxez puțin, să pun pescuitul pe, să zicem așa, pe planul 2, că de multe ori e pe planul 1 ca să am eu o vorbă, poate voi nu înțelegeți, ca să-ți iasă filmul. Băi, trebuie să-mi iasă filmul, băi, ce fac, ce pun, ce postez. Cam despre asta e vorba. Tura asta, așa cu bune curele, am muncit, Boilesu și-a făcut treaba și ia uzi, cine umblă pe aici, pe la ele? Alex, ești aici? Ok. Da, iată cât de aproape este tabăra noastră. Cam așa e distanța între noi. Deja acolo se văd corturile. Și aici avem noi cele mai din aval lansete. Aici, în această zonă. Cam asta este. Sper să mai revenim cu câteva alergături frumoase. Și uite, Cristi se ocupă de grătar. Sper din suflet să avem noroc și de ceva mai mare, pentru că fără noroc în pescuit este imposibil. Încă un pic trage-l, mai trage-l un pic. Gata. Aici? Da, deci mai te strângă. Îl ai? Da. Haide-te. Ciortănică! Bine, Andrei! Ai spart gheața! Am spart gheața, gata. Ce înseamnă, bă, frate?
Această partidă a luat o întorsătură neașteptată. Ne-am luat la revedere de la capturi. Acesta este, oameni buni, noul rig station pe care l-am achiziționat, sau mai bine spus, măsuța pe care îmi fac monturile. Este vorba de Delfin Workstation, o măsuță foarte, foarte ușoară. Vine cu husă, picioare extensibile, cu niște prinderi destul de sănătoase. Am ținut foarte mult să fie compartimentată. Și da, cele compartimentate sunt un pic mai scumpe, dar ai multe avantaje, având marginea ridicată, nu spică nimic de pe masă și poți fi mult mai organizat. Haide să vorbim un pic și despre situație, strategie, abordare. În ciuda faptului că am venit la relaxare, așa cum am spus, m-am întâlnit și au venit după noi prieteni cu care mi-a făcut plăcere să mă văd. Așadar, n-a fost concentrarea doar pe pescuit. Însă am ales o zonă cu apă adâncă, cred că am spus deja asta pe video. Nu știu dacă am fost foarte, foarte inspirat. În primăvară am încercat să caut cioatele și să pescuiesc între cioate. N-am fost nici atunci foarte inspirat, cred că nici acum. În ciuda faptului că avem câțiva crapi frumoși, mulți dintre voi poate ați fi mulțumiți cu ei, nu s-a depășit bariera de 5 kg. Cel mai mare crap care a venit, din fericire, la mine a avut 4875, dacă vrem să fim exacti. Și cam atât. Undeva la 4 trăsături pe zi, foarte anemice. Ora nu s-a respectat în fiecare zi. În primele zile am avut la ora prânzului activitatea cea mai bună, între 12:30 și 4:30-5. Ieri a fost prima zi când activitatea a fost dimineață, undeva începând cu ora 8 până pe la ora 11. Astăzi m-am trezit la 4:30 pentru că pur și simplu vroiam să iau și perioada asta din zi, din noapte mai degrabă spus, să văd dacă e vreo schimbare, să fiu sigur că lanțetele sunt proaspăt încărcate. Și cred că s-a făcut 6:30 în acest moment și nicio mișcare. În schimb, am văzut pentru prima dată peștii sărind. De 4-5 zile, de 4 zile de când suntem aici, chiar vorbeam cu băieții, bă, dar deloc nicio săritură și
cred că e, nu înțeleg de ce e așa apatic, să nu sară el nici dimineața, nici seara. Iată că undeva la ora 4-4 jumătate am văzut și peștii sării. O oră la care până acum nu mai fusesem treaz, așa că nu știam. Bun, am nădit masiv seara, undeva atât sus pe prag cât și pe jos pe prag. Altfel spus, am ținut barca pe 8 metri, pe panta pragului, în dreapta având 6 metri, în stânga cei 12 metri, cel mai important prag al nostru de aici. Am nădit evantai de la aproximativ 200 de metri în amonte, mai mult pentru partea de boilesuri care ajunge pe pragul, jos pe prag, pe adâncimea de 12 metri, mai mult pentru acele boilesuri m-am dus atât de sus, m-am dus atât de în amonte. Am folosit jumătăți de boile, s-ați văzut deja. Acum, este greu de spus de ce, eu pe asta am mizat că cotele sunt în scădere, apa are temperatura crescută, crapii vor fi activi, se vor mișca și o vor face pe culoarele de apă adâncă. Asta am gândit de acasă. Probabil că n-am fost cel mai inspirat, deci chiar, sincer vă zic, chiar mă așteptam să avem, nu știu, măcar un pește mai mare pe zi sau o ruptură sau ceva care să-mi dea de înțeles că am avut dreptate cu alegerea mea. Câteodată nu pot să scot pește, ok, nicio problemă, dar măcar să văd genul ăla de acțiune și de activitate. Însă, la polul opus, deci la polul opus, gândiți-vă că trăsăturile, în afară de doi dintre pești, care au fost și un pic mai măricei, cel de 5 kg și unul pe la vreo 3 kg și ceva, în afară de acești doi pești, toți peștii reușeau să dea un singur țac, un singură bingăneală în avertizorii de la delfin. Și atât, nu-ți venea să te ridici de pe scaun. Dar dacă te duceai lângă lansetă, vedeai cum foarte ușor, ca o plătică așa, bățul încă se mișcă, dar avertizorii chiar nu mai reușeau, la cel puțin acolo unde am montat noi pe lansetă, chiar nu mai reușeau să producă niciun zgomot. Te puneai, scoteai lanseta, te trezeai cu un crab de 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg. Pe vremea asta, pe temperatura asta, pe la 2,5 kg, să nu miște lanseta, plumbii nu sunt agățați, tu când te duci și ridici, adică nu-mi explic ce se întâmplă. Sigur, motivul pentru care se întâmplă asta este și motivul pentru care noi până acum nu am avut niciun pește sărit de 5 kg pe această apă adâncă în care eu aveam toată încrederea la plecarea de acasă. Chiar dacă știam că vin la relaxare, chiar dacă știam că mă văd cu prietenii, chiar dacă știam că o să stăm mult la ceaune și povești, chiar și așa m-am gândit că, băi, chiar și fără muncă multă, fără să stăm să ne obosim prea tare, cu nădire puternică seara, noaptea, sigur, am avea activitate. Iată că nu s-a întâmplat asta. Bineînțeles că la Dunăre totul se poate schimba de la o zi la alta și până nu scoatem bețele din apă, na, orice este posibil. Așa am gândit această partidă, asta mi-a fost strategia, băieții au mers după mine și cam asta este. Acum, dacă i-am dezamăgit, sper să nu mă arunce în apă până la plecare. Până la urmă, cumva, na, ne-a bătut puțin inima, au mai fost câțiva ciortani, deci asta e viața, asta este Dunărea. Nu văd ce alte schimbări să fac. Cel mai bun randament mi s-a părut că l-a avut montura inline din nou, dar au fost prezentări și la frumul pierdut și la două boilesuri de 20 de mm. Am luat și la un boiles de 24 și la două boilesuri de 24, după ce acestea se micșoraseră binișor în apă, dar nu a fost, cum să zic, o frecvență. Au fost pur și simplu, cred că, doi pești, câte unul la fiecare, din ce v-am povestit până acum. Restul au intrat în special la două boilesuri de 20 de mm pe montura inline. Coincidență sau nu, v-am spus cam care-i ponderea, nu putem să tragem concluzii foarte clare doar din câțiva ciortani. Dacă am fi avut 10 pești pe zi timp de 4 zile, să zici că ai 40 de pești, atunci era cu adevărat o pondere și puteai să tragi o concluzie ca lumea, dacă era să fie așa. Totuși v-am zis cam care e treaba, de asta e bine, na, să avem un arsenal ambele monturi. Cam asta este, nu știu dacă mai pot adăuga ceva, a fost așa, este un mic update. Este vineri, practic, mai e sâmbătă de pescuit
și apoi în drumul spre casă. Delta de iulie am făcut-o și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, pe Iacub, dar la începutul lunii iulie, la fel atunci, ce diferențe sunt de la an la an, gândiți-vă că am avut, titlul filmului a fost ce ați alege între iarbă pe fire și apa cacao cu lapte, apă foarte murdară. Ăsta a fost iulie anul trecut, iulie de anul ăsta este complet diferit, la 180 de grade apă, incredibil de limpede, cote perfecte, în scădere foarte mică, adică aproape insesizabile pentru brațele deltei și cu siguranță dacă m-aș fi dus probabil pe o apă de 6 metri între cioate, aș fi avut activitate mai bună la, dar tot la Ciortani. Tocmai asta e ideea, tocmai asta am încercat să evit, să știam că mă fac cu prietenii, zic parcă nu vreau nici să alergăm ca nebunii după pești de 2-3 kg pe o apă de 6 metri care e atât de caldă, nu văd cum ar fi și pești mai mari acolo, ne trebuie neapărat un prag mai mare. Asta mi-a fost alegerea, face parte din experiență, eu o împărtășesc cu voi să vă folosiți de informațiile astea pe viitor, în momentul în care vă alegeți zona pe care vreți să mergeți. Mă închei prin a vă spune că ieri a venit controlul, m-ați întrebat foarte mult pe live și probabil că o să mă întrebați și în aceste comentarii la acest episod. Au venit două organe de control, atât Ocolul Silvic cât și Poliția de Frontieră. Ocolul Silvic, ca să spun așa, n-a găsit nimic în neregulă. M-am dumirit cu niște chestiuni interesante. Practic sunt mai mulți stăpâni pe același pământ. Are BDD-ul, are voie să te verifice cam la orice. Poliția de Frontieră vine să-ți ia datele și verifică peștii reținuți. Iar Ocolul Silvic e stăpân pe copaci și atât, nu pe pământ. Bineînțeles și gunoaiele, dacă afectează natura și mai departe. Tot ce e biodegradabil e acceptat, nu se supără nimeni. Dar gunoaiele sau copacii tăiați, dacă găsesc drujbe, fierăstraie prin tabără, veți fi amendați chiar dacă voi vă o să susțineți că nu le folosiți. Deci evitați să veniți cu asemenea scule la voi, nu aveți voie să vă atingeți de copaci. Amenda de campare de rigoare, cu Ocolul Silvic în concluzie n-am avut nimic în neregulă, pur și simplu am schimbat câteva vorbe foarte amabil, dânsul și-a făcut treaba. Iar Poliția de Frontieră ne-a dat amendă pentru campare, așa cum se face, și aveam doi ciortani reținuți pentru plachie, după cum bine știți, pe care am fost obligați să-i eliberăm pe loc. Și, mă rog, pentru că totul era în regulă în tabără, curățenie, saci de gunoi, permisele în regulă, am fost amabili, civilizați, așa cum vă spun, am fost iertați de amenda pentru peștele reținut. Asta să vă fie clar. În concluzie, cam astea rămân toate, astea sunt amenzile, încă nu s-a schimbat nimic, protestul a avut loc. Mulțumesc mult și în numele meu, ca să zic așa, că ați fost celor care ați fost prezenți. Cineva mi-a zis pe live că să-mi fie rușine, trebuia să fiu la protest. Așa cum eu am fost la Tulcea pe timp și pe benzina mea și pe motorina mea la prima parte a protestului, apoi prietenii mei, reprezentanții ai pescuit la Dunăre.ro și de ce nu Baltacu, au fost la primul protest de la Tulcea, pe banii, pe timp și pe motorina noastră, fără niciun fel de sponsorizare. Iată că acum n-am mai putut să mergem, sau eu cel puțin, cu toate că am avut doi prieteni și la protestul din București, i-am rugat să meargă dacă pot, tocmai ca să ajut la numere. Iată că acum nu s-a mai putut și acolo unde s-a putut eu am fost și voi n-ați fost, iar acum unde voi ați fost, n-am fost eu, așa că acel să-mi fie rușine că n-am fost la protest, îl consider un pic cam dur și cam nedrept. Cu toții facem ce putem, au fost 30-40 de persoane în total, eram și eu al 41-lea. Asta este, aș vrea să ajung, dar sunt promisiuni făcute, oameni care și-au luat concediu din cauza mea, chestii vorbite mult înainte ca protestul să fie stabilit. Caut înțelegere la voi atât, la, mă rog, hai să trecem și peste acest moment, sper din suflet să revin cu ceva frumos. Trăsăturile au fost atât de rare încât n-avea rost să îmi pun camerele pe lansete, să prindem vestitele a plecării a relansetei și oricum au fost extrem de anemice. Cu asta vă las și sper să revin cât de curând.
Răbdare, răbdare dacă e mare. Hai, răbdare. Sus, bățu, sus. Așa. Ok, adu-l pe lateral. Ha, ușor, ușor, nu te... Da, Doamne, să fie mare. Dacă dă și el, lasă-i fir. Nu avem ce face. Trebuie să te duci tu la barca aia, poate. Ia stai la micul bine. L-am pus pe Ionica la mincioc. Ușor. Eu ce vă zic? Când am luat-o, i-am pus mâna pe ea atunci... Hai, fii atent la pește, tu vorbim după. Mai mulinez, o să mai ai nevoie, da? Nu-l bagi în mincioc așa. Aici să nu-l forțezi, aici nu poți să-l mai pierzi, da? Nu-l forța, dă-i, lasă-l să facă ce vrea el, să obosească, să-ți vină pe burtă. O gură de aer. Nu-i problemă, nu-i problemă, vă obosi, stai liniștit aici. Are și plumbul de dos. Nu e, mai departe un pic. Acum, perfect, mă, bravo, l-ai livrat. Bravo, băi. Bă, dar nu se poate, bă, doar un țac. Ai alunecat? Are 6. Are 6, da? Are 6 și jumătate. Are 5. Are 4, 8, 5. Eu zic 6 jumate. 4, 8, 33. Hai să vedem. Iată cum arată urgofilmogel după înțepături de insecte după 2 zile. Deci poșghița creată mă protejează deja de 2 zile în condiții reale, la baltă. Asta vreau să subliniez. Deci de asta vă arăt așa piciorul, poate murdar sau eu știu, dar până la urmă așa vorbim de un produs ca lumea, adică în condiții de sălbăticie în care chiar am avut nevoie de el și după care n-am mai purtat grija lui. S-a păstrat foarte bine, am fost protejat în continuare și nu pot să fiu decât foarte, foarte mulțumit. Cu această ocazie, pentru că e dimineață și că mă filmez singur, haideți să facem și întrebarea pentru concurs, pentru giveaway-ul oferit de Urgo România. Pur și simplu, întrebarea este foarte simplă. Lăsați un comentariu cu numele tehnologiei patentate de Urgo pe care am prezentat-o în acest episod, sau mai exact cum se numește gama asta nouă de produse pe care voi o puteți câștiga. Sper că este foarte simplă întrebarea. Eu o să aleg 5 câștigători și după care mă veți contacta să-mi dați datele personale în privat pe pagina de Facebook sau unde doriți voi, pe Instagram. Baltacul, e simplu, mă găsiți peste tot, inclusiv pe TikTok. Dar pe TikTok nu prea citesc mesajele, deci nu TikTok. Doar să mă urmăriți acolo. Mesajele aștept pe Instagram și pe Facebook. Bun, păi cam asta este. Nu vă mai zic răspunsul, filmogel. Și aștept să vă ofer cu drag aceste premii. Le veți primi prin curier, gratuit. Vor fi trimise direct de companie. Cam asta este. Totul merge bine, îi dăm înainte. Cristi, am spus că în partida asta o să avem multe de învățat de la tine. S-ar putea să învățăm. Cum facem gogoșile, nu e vorba. Cu toți am prins pește aici, dar Cristi ne face o surpriză frumoasă. Bine, cu Alex, nu știu, v-ați complicat un pic, dar vom avea gogoși. Pe malul Dunării gogoși, mulțumim, băieți.
Superb, superb, superb. V-am pupat, Ovi, ai ajuns la Dunăre? V-am pupat, nu te-a mai văzut lumea pe cameră, Ovi, din 2003, puii mei. Hai, v-am pupat, fire întinse. Pa, băi, pa, fire întinse, baltaci. Pa, aveți drum bun. Pa, adio, pa, voi. Doamne, hai să mă bag și eu între voi. Dragilor, ăștia suntem, ăștia am fost, sper că ne încadrăm bine. Bagajele sunt pe jos. A fost o partidă care m-a dat peste cap, nu prea am înțeles mult din ea. Nu știu dacă am fost buni că am prins pește ăștia sau am fost norocoși că am prins pește ăștia, vă zic sincer. Pentru că ați văzut, băi, și voi, apatic, trăsături incredibil de ciudate. Am vorbit cu prietenul nostru Marius, care era pe barcă și a reușit să aibă activitate mult, mult mai bună pe întinsură, ceea ce pentru mine este greu de înțeles. Pe apă de 27-28 de grade și cote atât de scăzute, crapul să răspundă mult mai bine pe întinsură. Asta este, ne-am descurcat cum am putut. Rezonabil. Rezonabil, nu ziceți și voi, la cum a fost să fie, asta e. Gândiți-vă că la sfârșit, spre sfârșit, când au venit și băieții care abia au plecat, ne-am mai relaxat și noi. Și nu știu, mai vedeți pe bloopers. Da, o să vedeți pe bloopers la iarnă, cam cu cât de rău am fost relaxați. Dar voiam să spun că n-am mai nădit, nu ne-am mai ars de pescuit, ne-am ars și nouă mai mult de distracție, trebuie să recunoaștem. Și chiar și așa au mai apărut vreo două trăsături, deci fără nadă, doar cu două bile aruncate în apă acolo. Nu știu, foarte, foarte ciudat. Avantajul a fost că pe partea noastră noi am avut trăsături, noi overall am avut aproximativ 10 pești, ceea ce a fost bine, zic. Da, 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 și uite, iar și noi pe apă mai mică, exact, da, pe întinsură. Noi am dat pe 6 metri, 8 metri era cea mai adâncă apă la care am putut să dăm. Pe zona de aici, 6 metri,
pe 6 metri era foarte, foarte mult nămol. Nu, să nu vă gândiți că n-am vrut și noi să stăm mai aproape pe zona asta cu adâncime mare, dar era foarte mult nămol. Practic se scufunda plumbul, momeala, trebuiau făcute alte nebunii. Cam asta a fost partida, m-am simțit excelent, aveam nevoie de partida asta cu băieți, că bă, am mâncat atât de bine, apropo, trebuie să zic, mamă. Deci aseară la Saramură nu mai găseam lingura, a doua porție, era să o bag și pe a treia. Și a fost super, Cristi, somnul la deliciu, mișto rău la broască. Ceva zile de chinuială, a meritat, nu? A meritat și a pentru tine, da, a venit și... Păcat că n-a venit nimic la clomb. La clomb. Au ieșit băieții puțin la clon, Andrei și-a făcut mâna la bătaie, a început să prindă, asta înseamnă că urmează și pentru noi mai multe încercări. Da. Și cam asta este, mă băieți, hai să-i dăm bătaie, să avem drum bun, nu? Să ne vedem sănătoși, hai. La alte partide. Drum bun și vouă, pa, 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 pa.